Om, acesta e un moment istoric în Franța și o piatră de hotar pentru minoritățile naționale din Europa. Vedem cum Europa se schimbă sub ochii noștri. Este exact ce ne dorim noi secuii. Vrem ca o clauză similară să fie inclusă în Constituția României și ca statul român însuși să stabilească autonomia ținutului secuiesc într-un mod similar. Îl salut și pe Marius Pașcan, vicepreședinte PMP. Bun găsit de la Târgu Mureș. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Pașcan, vorbim foarte des despre primarul ăsta de la Sfântul Gheorghe preocupat de steagul ținutului secuiesc. De data asta a zis direct să schimbăm Constituția. Da, nu e singurul. Vrabia Mărai visează și trebuie să-i tratăm ca atare. Adică nu e prima trimitere pe care o face. Iată acum e Corsica, înainte au fost Catalonia, Tirolul de Sud și alte exemple, le tot găsesc, dacă nu le găsesc le caută și le inventează. La urma urmei e în aceeași traiectorie pe care o cunoaștem cu toții, de a pretinde autonomia pretinsului ținut secuiesc, unde, din nefericire pentru ei, conform ultimului recensământ, nu prea sunt secui. Deci, ce autonomia secuilor să pretinzi, câtă vreme e vorba de câteva sute de secui care s-au declarat secui, restul sunt maghiari. Așa că numele cui să pretinzi o asemenea autonomie? Iar cu această comparație sau trimitere legată de Franța și de Corsica, lucrurile sunt cât se poate de grave. Pentru că unii probabil nu știu, acolo în Corsica e o insulă desprinsă de restul teritoriului francez în Marea Mediterană. Adică e profund izolat, are vreo 300 și ceva de mii de locuitori și acolo au fost conflicte permanent, că de la fenicieni încoace tot a trecut tutela insulei, ba la genovezi și la Roma, după aceea ba la Franța, a fost ocupată cu forța și de ce zic că e un exemplu periculos pentru noi, că în secolele 18, 19 și chiar 20 acolo au fost foarte multe confruntări implicit de natură militară, iar în secolul 20, dacă vă vine să credeți, au fost confruntări militare și chiar acte teroriste cât se poate de grave. Adică acolo și-au pretins autonomia teritorială și, atenție, suveranitatea prin acte teroriste. Ultimul și, să zicem, cel mai grav chiar care s-a întâmplat în 2022 este uciderea unui prefect de către un astfel de lider separatist care la rândul său, după ce a fost închis, a fost la rândul său ucis în închisoare în 2022. Deci cum nu seamănă cazurile? Îi rog pe colegii mei să sunăm la domnul Antal Arpad, este și liderul UDMR Sfântul Gheorghe și primarul de la Sfântul Gheorghe. Bine, l-a comunicat pe Facebook, dar poate avem norocul să ne răspundă, să ne explici nu cum vrea el să schimbe Constituția. Acum, poate e ajutată majoritatea asta din Parlament, nu știu. Hai să auzim pe post cum sună și vă ascult în continuare, Marius Pașcan. Da, dacă... Vă rog. Că noi așteptăm, poate ne răspunde primarul. Că vrem să-l întrebăm cu toții. Cum să facem autonomia asta prin Constituție? Nu răspunde, nu-i la muncă vinerea. Scurioasă dacă intră căsuța în Ungurește. Lucrează la legea de revizuire. Lucrează la Constituție, da. El direct. Da, nu răspunde domnul Antalarba. Mie îmi pare rău pentru treaba asta. Da, Marius Pașcan, vă rog. Deci aș vrea doar să vă explic puțin contextul. Tratativele legate de obținerea acestei autonomii, iar militanții merg până la obținerea suveranității, au început la modul foarte serios după 2022, adică mai precis după moartea militantului ăsta de care vă povesteam, care a ucis un prefect și la rândul lui a fost ucis în pușcărie. Acum, în momentul de față, s-a dus acolo Macron, adică chiar pe insulă și față de autorități a făcut o declarație politicoasă. Nu mă îndoiesc de bunele sale intenții, dar și Franța are o constituție și are o legislație care prevede explicit că astfel de autonomii de natură teritorială, da, mergând până la suveranități pe care Senatul a transmis explicit că nu le acceptă, se fac prin modificarea Constituției, prin referendum, atenție, sau dacă nu, prin cele trei cincime ale voturilor celor două camere reunite, Adunarea Populară și Senatul, cele două instituții, da, parlamentare din Franța. Deci dincolo de declarația asta de intenția lui Macron și, repet, politicoasă că s-a dus acolo, mai e nevoie
nevoie de niște pași legali cât se poate de concreți, de niște voturi pe care se pare că nu le are Macron. Așadar, poate îl ajută Pantalar pe ăsta. Mulțumesc, Marius Peașcan, foarte mult. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă la dezbatere să vorbim și despre elevii lăsați fără masa caldă de guvernul care face economie de la copii, evident.